Este vorba despre 9 localități din 8 județe, respectiv Alba Iulia, Timișoara, Brașov, Sânt Petru, Baia Mare, Zalău, Petroșani, Cluj-Napoca și Giurgiu. În aceste localități vor fi deschise mai multe centre de vaccinare. Numărul acestora este variabil în funcție de spațiile și resursa umană disponibile. Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în Maramureș vor fi înființate alte 2 fluxuri de imunizare în cadrul centrului de vaccinare de la Asociația Grupul Local de Acțiune, amplasat pe Bulevardul Unirii numărul 19 din municipiul Baia Mare. Doritorii se pot programa pe platforma de vaccinare și vor fi imunizați cu vaccinul AstraZeneca. În prezent sunt la acest centru de vaccinare pe platforma RoVaccinare disponibile peste 1100 de locuri, iar numărul acestora va crește.